Bine ne-am regăsit la etalarea pentru zodia Balanță, persoane cu ascendent în Balanță și persoane cu luna în Balanță. Pentru luna ianuarie 2019, iată că noul an se apropie pas cu pas și avem această etalare. Prezentarea generală a etalării o regăsiți pe canalul meu de YouTube. Vă rog să o accesați înainte de a vedea această postare ca să înțelegeți cum am structurat această etalare, dar haideți la treabă! Prima carte este cartea Ancora etalării și această carte ne fixează acest context general. Din nou avem împăratul și la balanță, deci balanțele sunt destul de hotărâte în această lună, știu ce au de făcut. Au această împuternicire, vedeți, împăratul este cel care ia decizii, deci au o putere decizională, știu ce au de făcut, știu ce decizii au de luat. Sunt foarte ferme, sunt foarte ancorate, da, în această lună, deci este o carte prin care ele sunt foarte, foarte împuternicite. O carte frumoasă. Următoarea carte, cartea pentru balanță, pentru planul emoțional, relațional. Aici avem Opportunity Beacons, deci este acea privire spre alte oportunități. După cum vedeți, este o persoană care se mai gândește, este o perioadă din punct de vedere relațional pentru balanță în care este nevoie să se gândească, să se reconecteze, să vadă cum a fost, cum este în relația în care sunt sau ce relație își doresc și să poată să își deschidă inima în urma acestui proces meditativ, să poată să își deschidă inima spre o relație autentică. De ce? Fiindcă balanțele, știți foarte bine că sunt cele care tot timpul își doresc o relație, lor le este foarte, foarte greu să nu fie într-o relație, dar această relație trebuie să fie o relație frumoasă, o relație armonioasă și în luna ianuarie au acest timp de regândire, au acest timp de reanalizare. În legătură cu carieră, muncă, bani, avem o carte de muncă pentru balanțe, fecioară, da, fecioară, eu analizez. Deci se vor arunca și ele în muncă la începutul acestui an, vor face foarte multe activități în zona aceasta de tip fecioară, foarte multe activități în care se vor focaliza pe amănunte, pe detalii, își vor întocmi checklist-uri, liste de verificare, liste cu planuri, cu intenții, deci vor avea foarte, foarte multă treabă migăloasă, laborioasă, o activitate de asemenea în care se pot pune și în slujba celorlalți, deci vor munci foarte mult, vor adopta chiar de la începutul anului o rutină specifică fecioarelor și în același timp se vor gândi și la ceilalți. Următoarea carte este cea care se referă la planul spiritual interior și exterior. V-am spus de acest set de cărți, este un set foarte frumos, îmi place foarte mult, este un set cu foarte multe simboluri. Vă las vouă libertatea să vă uitați cu multă atenție și să încercați să vedeți ce mesaj vă trimite spiritul vostru, sufletul vostru, vorbim doar despre planul spiritual, interior și exterior. Eu decât vă spun câteva cuvinte despre această carte, cartea se numește Mesaj, termene limită, anticipare, deci practic, vedeți, este o perioadă de așteptare. Eu văd pentru balanțe o perioadă în care se reconectează la sufletul lor, în care așteaptă mesaje. Dragi balanțe, fiți atente la mesajele care vin spre voi, la sincronicități, la visele care vin spre voi în această perioadă. Este un proces care
implică foarte mult noțiunea de timp, da? Dacă ceea ce gândesc ele este în timpul lor sau este tardiv, trebuie să analizeze, trebuie să se conecteze și este, în final, este un proces prin care își creează această reconectare, după cum am spus, la sufletul lor, primind aceste mesaje și având forța și capacitatea de a anticipa o serie de lucruri care vor veni în perioadele următoare. Și ultima carte, cartea care le arată balanțelor care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă în vizor în luna ianuarie 2019, Change the Scenery, deci să schimbe decorul, da? Este momentul să facă altceva, este momentul poate să iasă în aer liber, este momentul să schimbe decorul în care se află, da? Contextul obișnuit, contextul familiar în care sunt ele, de ce? Fiindcă această schimbare de decor va fi într-un final benefic pentru balanțe. Aceasta a fost etalarea pentru luna ianuarie, pentru balanțe, persoanele cu soarele în balanță, ascendentul în balanță sau luna în balanță. Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pagina mea de Facebook, Lumi Starlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde sunt pregătită pentru noi filmări, noi postări și noi informații privind mișcările astrale la începutul acestui an. Ținem aproape!